Bună ziua, stimați colegi, dragi reprezentanți mass media. Permiteți-mi să vin cu unele detalii ce ține de inițiativele care astăzi au primit susținerea politică în cadrul ședinței săptămânale ale Partidului Democrat, ce ține de introducerea certificatului de integritate și mecanismul de promovare a femeilor în politică, inițiativii care au fost elaborate în cadrul departamentelor de specialitate ale partidului, în comun cu experții din domeniu și care sunt necesare și foarte utile. Ce ține de certificatul de integritate? Acest proiect de lege recent a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova și vine, într-adevăr, o continuare a respectării și implementării angajamentelor Republicii Moldova în lupta anticorupție, în perfecționarea mecanismului de integritate și executarea recomandărilor Comisiei de la Veneția ce ține de integritatea candidaților. Aceste mecanisme și aceste norme deja au fost introduse în codul electoral al Republicii Moldova, dar pentru a funcționa eficient, avem nevoie să dezvoltăm mecanismul și în legislația conexă. Astfel, acest certificat de integritate va fi un document care va fi emis de Autoritatea Națională de Integritate în termen de maxim 15 zile de la solicitarea fie a entității publice în care un candidat participă la concurs, la o funcție de demnitate publică, la o funcție de conducere, ori la solicitarea unui candidat în alegeri. Deoarece orice candidat va trebui să depună la setul de documente, inclusiv acest certificat de integritate. Din start vreau să vă spun că nu este o restricție sau o împiedicare de a candida, este doar un certificat, așa cum sunt și alte certificate. De exemplu, declarația de avere, care trebuie să depună, autobiografie și alte documente. Niciun organ, nici ANU nu va putea să refuze eliberarea acestui certificat, nu va putea tărăgăna, este un termen maxim de 15 zile și această autoritate va elibera absolut la toți pretendenții acest document, care va conține următoarele. Deci, informații privind averile și proprietățile confiscate, informații privind incompatibilitățile constatate, informații cu privire la conflictele de interese constatate, informațiile privind anumite limitări și restricții de a ocupa anumite funcții constatate. Deci, este o listă exhaustivă de informații exacte, care vor fi introduse într-un registru unic de evidență, așa cum este cazierul juridic, de exemplu. Doar că noi, cu părere de rău, astăzi încă nu avem o bază de date unică ce ține de aceste informații, inclusiv dacă o persoană anumită are anumite restricții de a candida în temeiul unui act judecătoresc. De ce toate aceste informații vor fi incluse în acest certificat de integritate și doar informațiile care sunt probate printr-un act de constatare rămas definitiv și executoriu. Sperăm foarte mult că această inițiativă va fi susținută și votată în scurt timp de Parlamentul Republicii Moldova,